Acum, există o întreagă discuție despre măsurile medicale aprobate sau, mai bine zis, recomandate de către specialiști și deciziile politice. Mulți remarcă că de multe ori există o discrepanță între ceea ce recomandă specialiștii și deciziile politice. În acest moment vreau să vă întreb dacă cu acel certificat Stop COVID, despre care se vorbea că trebuie pus la locul de muncă, domnul Câțu și PNL par să-l dorească. De partea cealaltă sunt mulți care consideră că PSD pare să nu-l dorească. Care este adevărul, domnule ministru? Adevărul cronologic este următorul. În luna octombrie, cred, în primăvară, pandemic 4, Partidul Național Liberal și cred că și UDMR au depus un proiect de lege în Parlament care se referea la utilizarea unui astfel de instrument exclusiv pentru personalul medical. Atât. Și cu o precizare cu care eu atunci și public nu am fost de acord, legat de desfacerea contractului de muncă în cazul personalului medical care nu avea care nu se conforma. Noi am zis că trebuie să existe o soluție măcar temporară pentru oferirea unor teste gratuite și așa mai departe. Deci era vorba de suspendare, după care urma desfacerea contractului de muncă. Acest proiect de lege a avut o serie întreagă de amendamente care au extins zona de aplicare, a fost votat în Senat și a fost respins în urma votului, după care a ajuns la Cameră. La Cameră, fiind respinsă varianta Senatului, a ajuns în varianta inițială, care se referea exclusiv la personalul medical. Medical, da. La Camera a primit 42 de pagini de amendamente. Mai mult decât proiectul inițial? Avea o pagină jumate. Perfect. Deci cât 40 de proiecte inițiale. Da, 40 de proiecte inițiale. Nu a mai intrat în dezbaterea comisiei și respectiv a plenului. Și atunci valul 4 s-a terminat. Știți bine, s-a terminat. A scăzut interesul pentru acest subiect. Și am lucrat împreună cu alți colegi din Institutul Național de Sănătate Publică la un proiect care avea o altă abordare. Era o abordare întreptă, dacă vreți, care ținea cont de o creștere a incidenței și de un trend crescător, de fapt. Utilizarea lui pentru o persoană, acestui certificat pentru o perioadă determinată. Și scoaterea, lui, exact. Când niște cifre... Da. Și un lucru pe care l-am prevăzut în acel de proiect era acoperită o perioadă de 7 săptămâni, de 6 săptămâni, cred, da. 6 săptămâni era acoperită cu teste furnizate printr-un program al Guvernului României. Deci pentru persoane gratuite, absolut. Pentru persoanele care nu doreau să se vaccineze sau nu trecuseră prin boală. Deci era o soluție, mă rog, care avea un impact pe sănătatea publică pentru o perioadă de timp cât avea valul pandemic, despre asta era vorba, și ulterior puteai să renunți la ea când te întorceai într-o situație de normalitate. N-a ajuns în dezbaterea Parlamentului, pentru că exista deja în Parlament un alt proiect care avea aceeași temă. Diferența era totuși majoră, pentru că ăsta se referea la toate categoriile de personal. N-a ajuns, dar între timp a venit valul 5. Păi da, asta vă spun. Între timp a venit valul 5. Mai e folositor un asemenea proiect? Dacă asemenea eu vă spun un lucru. Dacă el este aprobat, să spunem, săptămâna viitoare, așa prin... Dacă avem noi doi multă imaginație. Doar dacă avem imaginație. Așa, și este aprobat săptămâna viitoare și se dă un termen de introducere de 2, 3, 4 săptămâni. A trecut valul. Ne apropiem probabil de zona de descreștere. Deci, domnul Câțu știe asta? Adică dânsul a înțeles că vrea repede să intre asta. Eu am fost întrebat dacă eu sprijin proiectul inițial al domnului președinte Câțu, care era extins nu numai la personalul medical, cred că mai era la câteva categorii, înțeleg că a vrut să le extindă, nu știu detalii, că n-am avut acces la aceste informații, dar știu că vrea să le extindă și la alte categorii. Era o discuție dacă numai la stat sau numai la privat. Mie mi se pare o chestiune care nu are niciun sens, pentru că virusul nu cred că știe dacă cineva e angajat în sectorul public sau în sectorul privat.